Mă bucur atât de mult să fim din nou împreună și în această seară. Aș dori să vă spun încă de la început că cei care ați avut de gând să lipsiți la această evangelizare ar fi trebuit să o faceți până în seara aceasta. Din seara aceasta mai departe nu mai puteți lipsi având în vedere importanța subiectelor. Deci s-a putut lipsi până în seara aceasta. Din această seară vă așteptăm mai seară de seară pentru a deschide împreună Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu și pentru a studia lucruri care ne vor marca poate pentru totdeauna, aș zice eu chiar pentru veșnicie. În seara aceasta o să vorbim despre creațiune și apariția omului. Îmi pare atât de bine și sunt chiar fericit să trăim într-o țară creștină unde putem să vorbim încă liber despre Dumnezeu. Vedem bine că pe măsură ce timpul trece este tot mai greu să vorbești despre Dumnezeu, este tot mai greu să te declari creștin, pentru că trăim într-o societate în care se promovează atât de multe non-valori, încât până și oamenii sănătoși și în credință nu mai știu ce să creadă. În seara aceasta, când o să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu, să citim, să studiem, să aprofundăm, vă invit să vă rugați în inima dumneavoastră la Dumnezeu ca să ne învețe pe toți. Pentru că Cel care ne-a creat vrea să ne dea o perspectivă frumoasă a vieții. În seara aceasta o să vorbim despre creațiune și despre apariția omului. În Geneza, la capitolul 1, versetul 1, Biblia zice: La început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. La început Dumnezeu. Am stat de vorbă cu un mare teolog din România și l-am întrebat: de ce Biblia începe cu creația? De ce nu începe Sfânta Scriptură povestind despre altceva mai ușor, mai frumos, mai asimilabil? Și persoana respectivă zicea: Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, începe cu creația pentru că este nevoie de credință. Atunci când te apropii de Sfânta Scriptură, ai nevoie de credință. N-ai fost acolo când Dumnezeu a creat și totuși tu crezi că așa a fost. La început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul, când noi nu eram. În seara aceasta o să discutăm despre cum a făcut Dumnezeu fiecare zi și ce a creat în fiecare zi. Geneza, capitolul 1, versetul 3, Biblia zice: Dumnezeu a zis să fie lumină și a fost lumină. Aceasta a fost prima zi. Dumnezeu a zis să fie o întindere între ape și ea să despartă apele de ape, adică apele de sus de apele de jos. Și Biblia zice: Dumnezeu a numit întinderea dintre ape cer. Aceasta a fost a doua zi. Dumnezeu a zis să se strângă la un loc apele care sunt de subtul cerului și să se arate uscatul. Dumnezeu a numit uscatul pământ, iar grămada de ape a numit-o mări. Într-o paranteză ar trebui să vă spun că în cartea Apocalipsa spune că pe noul pământ nu va mai fi mări. Mările, zice, și marea nu mai era. Am închis paranteza. Dumnezeu a zis, este a patra zi acum, să fie niște luminători în întinderea cerului. Nu înțeleg ce se întâmplă. Și să slujească de luminător în întinderea cerului ca să lumineze pământul. Luminătorii Dumnezeu i-a făcut în a patra zi. Cuvântul spune mai departe: Dumnezeu a zis să mișune apele de viețuitoare și să zboare păsări deasupra pământului pe întinderea cerului. Aceasta a fost a cincea zi. Dumnezeu a zis să dea pământul viețuitoare după soiul lor, vite, târătoare și fiare pământești după soiul lor. Este a șasea zi, atunci când Dumnezeu a zis să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. În a șasea zi, Dumnezeu a făcut pe om, după ce a creat tot ambientul necesar pentru ca omul să vină și el la existență. Ce Dumnezeu extraordinar! Este ca și cum ai ști că îți vine un copil
Și dacă știi că o să-ți vină o fetiță, te pui și îi pregătești o cameră. Dacă este fetiță, o dai cu roz. Dacă este băiat, o dai cu albastru. Cumperi un pătuț, aranjezi lucrurile de așa manieră încât atunci când vine să vină într-un mediu plăcut. Așa a făcut Dumnezeu. În a șasea zi l-a creat pe om. Biblia zice, în ziua șaptea Dumnezeu și-a sfârșit lucrarea pe care o făcuse și în ziua șaptea s-a odihnit. În Evrei, la capitolul 11, este o carte scrisă de Apostolul Pavel. Biblia spune, prin credință pricepem că lumea a fost făcută prin cuvântul lui Dumnezeu, așa că tot ce se vede n-a fost făcut din lucruri care se văd. Prin credință pricepem că lumea a fost făcută din lucruri care nu se văd. Nu a fost niciunul dintre noi la creațiune și cu toate acestea noi credem că așa a fost, pentru că Dumnezeu le-a făcut. Interesant că abia în ziua a șasea apare omul și cu toate acestea Dumnezeu ne-a spus ce a fost în prima zi, în a doua zi, în a treia zi și așa mai departe. Știți cine a scris cartea Geneza? Moise. Destul de târziu în istoria acestui pământ, Moise scrie cartea Geneza și Exod și Levitic și Deuteronom și Numeri și mai scrie și cartea Iov. Moise este cel care scrie lucrurile acestea. Eu nu înțeleg de ce tehnologia ne face surprize. În psalmul 19, cerurile spun slava lui Dumnezeu și întinderea lor vestește lucrarea mâinilor lui. Cerurile spun slava lui Dumnezeu. Câte ceruri sunt? Cerurile spun slava lui Dumnezeu. Atunci când citim Biblia, descoperim că Dumnezeu a făcut cerul. Cu toate acestea, există un verset foarte frumos în Sfânta Scriptură, în a doua Corinteni, capitolul 12, versetul 2, unde Apostolul Pavel zice, cunosc un om în Hristos care acum 14 ani a fost răpit în al treilea cer. Cerurile spun slava lui Dumnezeu. Apostolul Pavel spune că Dumnezeu l-a răpit în al treilea cer. Asta înseamnă că în al treilea cer se găsește... Mă ajutați? Primul cer este ceea ce vedem noi cu ochiul liber. Al doilea cer este ceea ce descoperă oamenii de știință când ies în cosmos. Al treilea cer este reședința locului Dumnezeu. Apostolul Pavel a fost răpit în raiul lui Dumnezeu. În a doua Corinteni, capitolul 12, de la versetul 2 mai departe, el spune că a fost în rai și a auzit lucruri care nu se pot spune. Asta a făcut Dumnezeu cu Pavel atunci când l-a luat în al treilea cer. Urechea care aude și ochiul care vede și pe una și pe celălalt, Domnul le-a făcut. Complexitatea urechii, complexitatea ochiului, prin creație, Dumnezeu le-a făcut. Una dintre fetele noastre a început să scrie și la un moment dat am văzut că și întoarce puțin capul atunci când scrie, ca și cum ar vrea să vadă mai bine cu un ochi decât cu amândoi. La momentul acesta ne-am dat seama că ceva nu e regulă și când am mers la medic ne-a zis, de ce ați venit așa de târziu? Dar ce s-a întâmplat? Că noi abia acum am descoperit când a început să scrie. Și fetița dumneavoastră are ambliopie. Adică nu vede cu un ochi, nu din cauza ochiului, că ochiul este perfect sănătos. Nu vede din creier. Ochiul, Dumnezeu l-a făcut. În complexitatea lui. Urechea, Dumnezeu a făcut-o. Și pe una și pe celălalt, Dumnezeu le-a făcut. Ridicați-vă ochii în sus și priviți cine a făcut toate aceste lucruri. Cine a făcut ca ele să meargă în șir toată această oștire? Cine? Dumnezeu. Ridicați-vă ochii în sus. Adesea, în biserica în care slujesc, fac pregătire de botez. Încă de la primele lecții, atunci când studiem cu persoanele care vor să-și dea viața lui Dumnezeu, trebuie să prezentăm cele trei căi prin care Dumnezeu se revelează omului. Prima, Sfânta Scriptură. A doua, Iisus Hristos. Și a treia,
natura. Dumnezeu ni se descoperă în natură. Noi astăzi nu mai avem timp să-L descoperim pe Dumnezeu în natură. Noi astăzi suntem preocupați, gonim atât de mult, ne suim la volan, plecăm, dăm cheie, fugim, avem treabă, trebuie să ne întâlnim, avem afaceri, trebuie să luăm bani, să încasăm sau să plătim. Mergem la școală, mergem la servicii, mergem la distracție, mergem la nuntă, mergem la evangelizare și gonim și plecăm și așa mai departe. Însă dacă noi nu am avea Scriptura, dacă noi nu am fi cunoscut despre Iisus Hristos, am fi putut să-L înțelegem pe Dumnezeu la fel cum îl cunoaștem din Scriptură, doar dacă am fi privit natura. Florile, frunzele, copacii, apele, munții, stelele, păsările, peștii. Cine mai să se uite la ele? Cine mai să se admire creația lui Dumnezeu? În picuri de ploaie auzim vocea lui Dumnezeu care spune oamenilor, te iubesc. Și Dumnezeu spune, te iubesc tuturor oamenilor. În Sfânta Scriptură este un verset unde zice Biblia că Dumnezeu dă ploaie și peste... Cum? Am crezut că Dumnezeu îi binecuvintează doar pe cei buni, doar pe cei care își dau viața lui Dumnezeu, nu și pe cei care fac răul. Dar Dumnezeu continuă să fie iubitor și bun și să dea ploaie și în grădină la cei răi, ca și în grădină la cei buni. Aceasta este dragostea lui Dumnezeu. În cartea Apocalipsa zice, am văzut un alt înger care zbura prin mijlocul cerului cu Evanghelie veșnică, pentru ca să o vestească locuitorul pământului oricărui neam, oricărei seminții, oricărei limbi și oricărui norod. Am văzut un înger care zbura prin mijlocul cerului ca să vestească Evanghelia. Am o întrebare. Când ați văzut dumneavoastră ultima dată un înger? Mâna sus. N-ați văzut. Biblia zice, am văzut un înger care zbura prin mijlocul cerului. Când nu merge aparatura să credeți că ce vă vorbesc e prin credință, adică e din Biblie. Un înger zbura prin mijlocul cerului cu Evanghelie veșnică. A văzut cineva înger zburând prin mijlocul cerului? Nu. Cu toate acestea, este foarte interesant atunci când Dumnezeu spune că un înger zbura cu Evanghelie veșnică pentru ca să o vestească oamenilor. În Sfânta Scriptură, tot în cartea Apocalipsa, aș dori să vă spun cine sunt îngerii cărora îi se adresează Dumnezeu și cine este acest înger care zboară prin mijlocul cerului. În cartea Apocalipsa, la capitolul 2, de la versetul 1 în continuare citesc. Îngerului bisericii din Efes scriei. Asta înseamnă că îngerul acesta care zboară prin mijlocul cerului reprezintă biserica lui Dumnezeu de pe pământ. Îngerului bisericii spunei, adică conducerii bisericii spunei. Iar prin extensie de la conducerea bisericii, mesajul coboară spre fiecare membru laic. Îngerului bisericii scriei, iată ce zice cel ce ține cele șapte stele în mâna dreaptă și cel ce umblă prin mijlocul celor șapte sfeșnice de aur. Cine ține cele șapte stele? Iisus Hristos. În cartea Apocalipsa îl găsim acolo cu cele șapte stele în mână. Ce sunt cele șapte stele? Cele șapte biserici ale lui, da? Și umblă în mijlocul celor șapte sfeșnice de aur. Știu faptele tale, osteneala ta și răbdarea ta, că nu poți să suferi pe cei răi, că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt și i-ai găsit mincinoși. Deci când spune Biblia Îngerului Bisericii scrie, înseamnă că vorbește bisericii. Când noi citim în Apocalipsa, am văzut un alt înger care zbura prin mijlocul cerului, înseamnă că există o biserică, un popor pe care Dumnezeu l-a mandatat să meargă în mijlocul lumii acestea să le vestească ce? Evanghelia veșnică aceasta. Fiecare om trebuie să asculte Evanghelia. Ce înseamnă Evanghelia? Vestea bună. Dumnezeu are o veste bună pentru fiecare locuitor de pe fața pământului. Dumnezeu de aceea ne cheamă și bine ați făcut că ați venit să ascultați și împreună să studiem din Evanghelia veșnică pentru ca în felul acesta să găsim calea mântuirii. Biblia zice... Știu că ai răbdare, că ai suferit din pricina numelui meu și că n-ai obosit. Dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea din tâi. Este mesajul pe care Dumnezeu îl transmite bisericii din Efes, prima biserică din Apocalipsa, care pornește de la anul 31, de când a murit Hristos, până la anii 100. Apoi vine o a doua biserică și spune bisericii din Smirna, iată ce zice cel din tâi și cel de pe urmă, cel ce a murit și cel ce a înviat. Cine a murit și a înviat?
Iisus Hristos, El are un mesaj pentru a doua biserică, care începe de la anii 100 și merge până la anii 323. Și pas cu pas ajungem până la ultima biserică din Apocalipsa, capitolul 3, pe nume Laodiceea, adică fix noi. Și acolo este un mesaj interesant pentru Laodiceea. Laodiceea începe de la anul 1844 și va ține până la a doua venire a Domnului Iisus Hristos. Suntem exact la finalul istoriei acestui pământ. Ce spune Biblia despre Smirna, a doua biserică? Ce îi spune cel care a murit și cel care a înviat? Știu necazul tău, știu sărăcia ta, știu batjocurile din partea celor ce zic că sunt iudei și nu sunt, ci sunt o sinagogă a satanei. Nu te teme nici de cum, de ce ai să suferi. Iată că diavolul are să arunce în temniță pe unii din voi ca să vă încerce și veți avea un necaz de 10 zile. Fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Un necaz de 10 zile. Știți cât înseamnă o zi în profeția biblică? Cei care sunt studenți ai Bibliei trebuie să știți. Un an. O zi în profeția biblică este egală cu un an, vezi Ezechiel 4:6. Necazul de 10 zile a fost pe vremea lui Dioclețian, când a hotărât să extermine creștinii. La momentul acela creștinii s-au adunat și au făcut un consiliu noaptea și au luat o decizie. Avem două variante, au zis ei. Scoate și noi sabia și ne luptăm cu ei sau ne lăsăm uciși. Cuvântul spunea, fii credincios până la moarte. Creștinii au hotărât, nu ne vom lupta cu sabia, le lăsăm jos. Ne pot ucide, dar la Iisus noi nu renunțăm. Și n-au renunțat. Au fost credincioși până la moarte, pentru că au sperat să primească cununa vieții. Așa arată îngerul care trece prin mijlocul cerului și are ceva de spus. Și spune, și spune, și spune. Și noi, și dumneavoastră aici la Hinchiriș, sunteți chemați să vorbiți și să spuneți oamenilor, să-i chemați de pe cărările pe care merg, să vină la Dumnezeu. Este un timp când se cheamă. Există în cartea lui Ieremia, la capitolul 13, cu versetul 17, în cartea lui Ieremia, la capitolul 13, cu versetul 17, Biblia zice așa, iar dacă nu vreți să ascultați, zice Ieremia, voi plânge nascuns pentru mândria voastră, mi se vor topi ochii în lacrimi pentru că turma Domnului va fi dusă în robie. I-a avertizat Ieremia, a avertizat poporul și iarăși le-a spus, și iarăși le-a spus și zice la un moment dat, dacă nu vreți să ascultați, voi plânge nascuns pentru mândria voastră și mi se vor topi ochii pentru că o să mergeți în robia babiloniană. Și acolo a ajuns. Este un timp când cel care are de spus un mesaj ajunge în punctul în care plânge pentru cei care nu ascultă. Fiți atenți, frații mei. În Evanghelia după Matei, la capitolul 23, de la versetul 37, Biblia zice așa. Este momentul când plânge Iisus acum. El plânge și zice, Ierusalime, Ierusalime, care omor pe proroci și ucis cu pietre pe cei trimiși la tine. De câte ori am vrut să strâng copiii tăi cum îți strânge găina puii sub aripi? Și n-ați vrut. Și n-ați vrut. Iată că vi se lasă casa pustie. Pe vremea Domnului Iisus Hristos, când plângea pentru Ierusalim și le zice, iată că vi se lasă casa pustie, le vorbea despre faptul că sistemul preoțesc, care a fost înființat, atenție, de Dumnezeu, pornind de la marele preot Aron, continuând cu ceilalți preoți, până la Caiafa și Ana, ultimii preoți, Duhul lui Dumnezeu s-a retras de deasupra templului. Și când Iisus Hristos era pe cruce și jertfa era adusă seara, mielul acela era adus, pământul s-a cutremurat, vă amintiți? Pământul s-a cutremurat. Mielul a scăpat din mâna preotului netăiat. Iar perdeaua despărțitoare dintre Sfânta și Sfânta Sfintelor, o mână nevăzută a venit și a rupt-o de sus până jos, astfel încât acum se putea privi acolo unde nu puteai să privești fără să mori. Se putea privi în Sfânta Sfintelor, acolo unde până atunci era șechina, adică prezența lui Dumnezeu. Dumnezeu le-a zis, iată că vi se lasă casa pustie. Odată cu lepădarea lui Iisus Hristos, prezența lui Dumnezeu de la templu urma să plece pentru totdeauna. Sistemul preoțesc se oprește la cruce și este înființat de către Dumnezeu sistemul apostolic. Dacă până atunci a mers din Vechiul Testament mii de ani cu Paștele, de acum Paștele se oprește pentru că Apostolul Pavel zice în a doua Corinteni, capitolul 5, versetul 7, Hristos, Paștele nostru a fost jertfit și de acum se pornește cu sistemul Sfintei
cine. De aceea avem noi celebra cina cea de taină. Căci vă spun că de acum încolo nu mă veți mai vedea până când veți zice binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Ieremia zice, dacă nu o să vă întoarceți la Dumnezeu, dacă nu o să ascultați, o să plâng în ascuns pentru voi. Domnul Iisus Hristos a plâns și în ascuns și a plâns și în public pentru ei. Dar mai vine un timp când, în Matei capitolul 8, de la versetul 12 citesc, iar fiii împărăției, știți cine sunt fiii împărăției? Toți cei care au fost chemați la mântuire, toți cei care au fost invitați de Dumnezeu să vină și ei la mântuire. Iar fiii împărăției vor fi aruncați în întunericul de afară, unde va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Deci este un timp când cineva avertizează și chiar plânge. Este un timp când Iisus avertizează și chiar plânge. Și este un timp când va plânge chiar cel care a pierdut împărăția. În această seară, când stăm înaintea lui Dumnezeu și ne gândim la cuvântul vieții, aseară făceam apel la dumneavoastră să începeți să citiți Biblia. Apropo, a început cineva de dimineață, a citit cineva astăzi din Biblie. A citit cineva astăzi din Biblie. Mulțumesc. Câteva mânuțe. O singură mână. Deci numărați, așa pe degete, 5 persoane aproximativ. Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, nu este un talisman. Această carte, care este cartea cărților sau cartea vieții, este cartea care ne dă speranță, care ne-L prezintă pe Iisus Hristos, spuneam aseară din Evanghelia după Ioan, capitolul 5, versetul 39. Cercetați Scripturile, pentru că socotiți că în ele aveți viața veșnică, dar tocmai ele mărturisesc despre mine. De ce suntem mulțumiți cu atât de puțin, când Dumnezeu vrea să ne ofere viața viitoare? Apropo, în Evanghelia după Ioan, la capitolul 17, zice Biblia, în versetul 3, și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis tu. Toată veșnicia, frații mei, o să-L cunoaștem pe Dumnezeu, o să descoperim caracterul lui Dumnezeu, toată veșnicia. Îngerul în Apocalipsa zice cu glas tare, temeți-vă de Dumnezeu și dați-I slavă, căci a venit ceasul judecății Lui și închinați-vă celui care ne-a creat, celui care a făcut cerul și pământul, marea și izvoarele apelor. Închinați-vă Dumnezeului Creator! Cu câțiva ani în urmă, împreună cu familia și cu fetele mele, am fost în Viena și am vizitat grădina zoologică. Între foarte multe animale care sunt acolo, la un moment dat am ajuns și la maimuțe. Și le-am zis, tati, în general, în lumea în care noi trăim, o mare parte din umanitate cred, vedeți maimuțele astea? Lumea crede că noi venim din maimuțe. Ia uitați-vă și voi la maimuțele astea. Pare că noi venim de la ele. De mii de ani de când Dumnezeu ne-a creat, nici o maimuță n-a făcut nicio modificare să mai crească, să mai evolueze, să se mai modifice în vreo privință. Nu! Dar noi continuăm să credem așa cum ni s-a spus nouă cândva, că noi venim, ne tragem din maimuțe crezând în evoluție. Sau teoria lui Big Bang. A vorbit mai devreme despre teoria darwinistă. Complet fals. Apropo, vreau să vă spun ceva. Am citit mai demult o ilustrație foarte interesantă despre o sală impresionantă unde s-au adunat savanți și oameni de știință, cam cum este aici, să zicem. Și oamenii, cineva acolo în față, un orator, a venit să demonstreze că Dumnezeu nu există și oamenii să priceapă bine că Dumnezeu nu există. Și în timp ce vorbea acolo în față, de pe hol, femeia de serviciu, femeie simplă de la țară, de ea cu mătura, făcea curat, a auzit, ea creștină, mergea așa la biserică, se ruga la Dumnezeu și aude de pe hol că Dumnezeu nu există. De crapă și ea ușa să asculte ce teorie este enunțată acolo pentru ca oamenii să fie convinși că Dumnezeu nu există. Și omul de știință spune, știți, pământul acesta este așezat pe spatele unei broaște țestoase. Această broască stă pe spinarea unei alte broaște. Aceasta stă pe spinarea unei alte broaște. Și unei alte broaște. Și așa e până jos. Și gata. Femeia a prins un pic de curaj cu ușa întredeschisă și a zis, Domnul, am și o întrebare. Spuneți. Că nimeni n-avea întrebări. Ultima broască pe ce stă? Pe aia cine o ține? Pământul stă pe o broască, și aia pe alta, și aia pe alta, și mai departe. Și ultima pe ce stă? Pentru că oamenii nu vor să accepte că pământul, zice Biblia, stă spânzurat pe nimic. Pământul stă spânzurat pe nimic. Acum cei care am zburat cu avionul o dată sau de două ori, am văzut că din aer se vede pământul, se mai vede și încoace și încolo.
Și am văzut că nu e singur. Nu știu dacă am zburat și pe dedesubt. Ideea este că Biblia spune pământul să spânzura pe nimic. Și că cel care îl ține este Dumnezeu. Apropo, la o școală, într-o clasă, un profesor de geografie, ca să le ilustreze la copii că pământul este rotund, îl leagă acasă cu ațică, vine cu el în buzunar și în fața clasei bagă mâna, scoate globul și cu ața. Zice, copii, uitați-vă, acesta este globul pământesc, și îl învârte. Așa se învârte globul pământesc. Dar un copil ridică mâna, domn profesor, am și o întrebare, cine ține ața? Bun, așa se învârte, dar ața cine o ține? Cine ține ața? Temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, căci a venit ceasul judecății lui, și închinați-vă celui ce a făcut cerul și pământul, marea și izvoarele apelor. De ce am spus la început că seriile când se putea lipsi a fost aseară și în seara asta, de acum nu mai puteți lipsi? Pentru că vom descoperi în seriile care vor urma că bătălia care se va da la finalul istoriei acestui pământ va fi la închinare. Cui ne vom închina? Amintiți-vă că Apocalipsa, despre care o să vorbim în ultimele serii într-un mod expres, spune că fiara pretinde ca noi să ne închinăm. Și Dumnezeu cere ca să ne închinăm Lui, în timp ce fiara aceasta pretinde, care domină lumea, pretinde să ne închinăm ei. În față de cine ne vom închina? Una dintre soline îngerești în Apocalipsa, capitolul 14, zice: dacă se închină cineva fiarei și icoanei ei și primește semnul ei pe frunte sau pe mână, va bea din vinul mâniei lui Dumnezeu. Cui ne vom închina? O să vorbim în seriile următoare. De aceea este foarte important să ajungem să-L cunoaștem pe Dumnezeu, ca să ne închinăm înaintea Lui, care a făcut cerul și pământul, marea și izvoarele apelor. Biblia zice: întreabă dobitoacele și te vor învăța, păsările cerului și îți vor spune, vorbește pământului și te va învăța, și peștii mării îți vor povesti. Întreabă dobitoacele și El o să te învețe. M-am gândit săptămâna aceasta, trecând puțin prin acest material, întreabă dobitoacele. Ce să le întrebi? Întreabă-le despre normalitatea vieții pe pământ. Întreabă-le, voi ați umblat vreodată oaie cu oaie? Pricepe ce vreau să zic. Voi ați umblat vreodată berbec cu berbec? Pricepe ce vreau să zic. Întreabă dobitoacele și le te vor învăța, pentru că ele nu fac așa ceva. Au un statut de animal de la care nu coboară. Oamenii însă au un statut de la care coboară și coboară și coboară și tot coboară. Întreabă dobitoacele și te vor învăța. Păsările cerului îți vor povesti. Ce îți povestesc păsările cerului? Păi îți povestesc dimineața la 4 și la 5 că prima dată când au deschis ochișorii încep, nu știu de unde le vine, te concurează, fratele meu. Cântă așa de frumos, n-au stație, n-au boxe, n-au microfoane și încep, ați văzut de dimineață, într-un trail atât de plăcut și de melodios, te trezesc, le-a lăsat Dumnezeu să cânte de așa manieră că este între niște norme din astea ale auzului nostru, că nu deranjează, nici nu te enervează, nici nu te stresează, nici nu te bagă în depresie, ci te liniștește, îți îndepărtează anxietatea. Și cântă și cântă și după ce au terminat de cântat, Dumnezeu le-a pregătit viermișorii, bobițele, grăunțele, boabele, se adună la cuib și din nou pleacă. Biblia zice, și cu toate acestea, voi vă îngrijorați. Dar nu sunteți voi cu mult mai prețioși decât multe vrăbi? Pentru ce vă îngrijorați, dar de ziua de mâine, zicea Domnul Iisus Hristos în Matei capitolul 6. Nu vă îngrijorați, dar de ziua de mâine. Că ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei. Și de ce sunt oamenii stresați astăzi? Și de ce facem depresie? De ce suntem anxioși? Pentru că noi ne facem griji pentru ziua de mâine. Dar Dumnezeu, atenție, nu ne-a dat har pentru ziua de mâine, ci doar pentru ziua de azi. Și atât. Păsările nu se îngrijorează. Ele sunt liniștite, îi cântă lui Dumnezeu și în ziua respectivă au ce mânca. Și zi după zi laudă pe Dumnezeu de dimineață și iarăși pornesc în drumul lor. Pentru că Dumnezeu este protectorul lor. Să știți că Domnul este Dumnezeu. El ne-a făcut, Psalmul 100, versetul 3. El ne-a făcut, ai Lui suntem. Noi suntem poporul Lui și turma pășunii Lui. Figura aceasta poetică, vedeți, noi românii, una dintre cele mai frumoase balade pe calea României este Miorița, nu? Și știm noi acolo, da, în întâmplarea asta așa de frumoasă și de romantică, avem acolo plânsul românului, că cel oltean și cu cel muntean s-au hotărât să-l omoare pe cel moldovean, vă amintiți, nu? Parcă acolo este și plânsul acesta al românului. Cu toate acestea, Biblia zice, Domnul este Dumnezeu, El ne-a făcut, ai Lui suntem, noi suntem poporul Lui,
turma pășunii lui, ca și cum ar fi o turmă pe care Dumnezeu o păstorește. David avea același principiu. În Psalmul 23 zice: Domnul este păstorul meu. Nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în pășun verzi, mă duce la ape de odihnă, mi înviorează sufletul, mă povățuiește pe cărări drepte din pricina numelui său, îmi întinde masa în fața celor răi. Deci are acolo David niște exprimări așa de interesante, unde el purtase de grijă oilor tatălui lui și acum zice: Dumnezeu e păstorul meu, cum eu am păstorit oile tatălui meu. Cine socotește că Dumnezeu îi poartă de grijă? Nu, noi gândim că dacă noi nu ne purtăm de grijă, nimeni nu poate să ne poarte de grijă. Dumnezeu s-a uitat la tot ce făcuse și iată că erau foarte bune. În Geneza, la capitolul 1 cu 31, este concluzia lui Dumnezeu după ce a creat în prima zi, în a doua, până în a șasea zi și inclusiv a șaptea, spune că s-a uitat la tot ce făcuse și erau foarte bune. Adică până la momentul acesta, păcatul nu era prezent în grădina Eden. Păcatul nu era prezent pe pământ. De mâine seară o să studiem despre originea răului. Cum a intrat răul în univers, cum a intrat răul în lumea noastră. Și de atunci a venit suferința, boala, moartea, odată cu păcatul. Căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi. Chemați-L câtă vreme este aproape. Căutați pe Domnul. Când să-L căutăm pe Dumnezeu? În Sfânta Scriptură, în Cartea Evrei, în Evrei, la capitolul 3, cu versetul 13, ia uitați ce spune Biblia, 3 cu 13. Ci îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi câtă vreme se zice astăzi. Căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi. Când se poate găsi Domnul? Astăzi. Căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi. Astăzi El se poate găsi. În această seară, când ați venit aici, îl puteți găsi pe Dumnezeu. De când sunt mutat aici în Bihor și călătoresc cu mașina stânga și în dreapta, la un moment dat am trecut dinspre șoseaua principală spre, cred că spre Ghighișeni, dacă nu mă înșel, dacă greșesc mă corectați. Acolo în partea dreaptă este o cruce. Scrie pe ea că a murit un preot, l-a lovit trenul. M-am uitat pe crucea aceea. Într-o zi chiar am dat geamul jos și am făcut poză, că am trecut mai multe ori pe acolo și am văzut și am făcut poză. Și ce scria pe crucea aceea? O să vorbim într-o seară despre treaba asta, pentru că vom vorbi despre starea omului moarte. Am făcut poză. Scria pe cruce: odihnă veșnică. Odihnă veșnică. Adică nicio înviere, nicio speranță, nicio ceea ce este contrar Bibliei. Căutați pe Domnul câte vreme se poate găsi. Până când îl putem găsi pe Dumnezeu? Până se pune crucea la, cum se zice în popor român, nu? Până să pune crucea la cap. Căutați pe Dumnezeu câtă vreme suntem în viață. Căutați pe Dumnezeu câtă vreme se poate găsi. Când se poate găsi, zice Biblia. Îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi câtă vreme se zice astăzi. Pentru ca niciunul din voi să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului. Dumnezeu zice să-L căutăm astăzi. Răspunsul inimii neconsacrate este: îl voi căuta pe Dumnezeu, dar nu azi. Mâine. Mâine o să mă duc la Dumnezeu. Mâine o să citesc Biblia. Mâine o să mă rog. Mâine o să mă schimb. Mâine o să fac ca viața mea să fie altfel. Cu mai mulți ani în urmă, mi-a căzut în mână o broșurică cu mai multe imagini. O singură propoziție sub fiecare imagine, dar avea mai multe imagini. Prima imagine. Era un copilaș. Prea mic să se ducă la Dumnezeu. Prea mic să se pocăiască. Prea mic să se mântuiască, nu? Următoarea imagine, cu ghiozanul pleca la școală. Grăbit spre școală să se pocăiască, nu poate acum. Următoarea imagine, cu o tânără frumoasă, mireasă lângă el. Prea fericit acum să se întoarcă la Dumnezeu. Următoarea imagine, cu un diplomat de acum să alerge să facă, nu casa, mașină, gospodărie, să facă o situație. Prea ocupat acum, nu se poate. Următoarea imagine, în baston, bolnav, bătrân, prea bătrân să se pocăiască. Următoarea imagine, era ultima, un sicriu. Cum era? Prea târziu. Noi lăsăm lucrurile cele mai importante pe ziua de mâine. A fost o situație în poporul Israel, când Dumnezeu a vrut să scoată pe popor din Egipt
Și a venit peste egipteni o plagă, a doua, a treia, a patra. La un moment dat, în timpul plăgilor, se duce Moise la faraon și zice: tu n-ai de gând să lași poporul să plece. O să vină peste tine plagă, peste plagă, până când o să lași poporul Dumnezeu să plece. Lasă să plece, nu te mai împietri atât. Și bine, am să-l las. Numai de data asta să plece, să plece plaga și am să-l las. Să roagă Moise la Dumnezeu, pleacă plaga. Și a doua zi, lași, cum să las? Nici vorbă nu las. Și vin broaștele. Și vin broaștele și când vede el atâtea broaște acolo, cheamă pe Moise, roagă-te că l-am să las. Lași poporul, îl las. Când să mă rog la Domnul ca să știi că de la Domnul pleacă broaștele și nu de la întâmplare? Și faraon răspunde: mâine. Citiți Biblia. Zice, mâine roagă-te. Adică să mă noapte cu broaștele. Mai pe mine, mai pe slujitori, mai pe masă, mai pe scaune, mai pe toată lumea. Roagă-te mâine să plece broaștele, mai stăm o noapte cu ele. Când vrem să ne întoarcem la Dumnezeu? Mâine. Știți de fapt ce înseamnă mâine? Niciodată. Noi de-aia zicem mâine, pentru că de fapt în inima noastră este niciodată. Biblia zice, în Evrei capitolul 4, versetul 7, astăzi dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți inimile. Vreau să vă spun în această seară, în mod sincer, că este și bine și rău că veniți la evangelizare. Este bine că vă întâlniți cu Dumnezeu și este rău că dacă în această seară auziți Evanghelia și nu-i dați inima lui Dumnezeu, mâine aceeași voce pe care auziți în această seară, o veți auzi mai slab. Poi mine seară, mai slab. Și cu fiecare seară tot mai slab, mai slab, mai slab, până nu se mai aude deloc. Ăsta este pericolul. Să stai în lumină și lumina să nu-ți mai fie de folos. Să te cheme cineva și să nu mai auzi strigătul. Așa este lucrarea Duhului Sfânt în mintea și în inima oamenilor. Dumnezeu îi cheamă, Dumnezeu îi strigă, Dumnezeu plânge pentru noi și în final ne lasă. Știți că în cartea lui Osea este un verset unde zice: Efraim s-a lipit de idoli. Lăsați-l în pace. A terminat. Harul se închide. Să se lase cel rău de calea lui și omul nelegiuit să se lase de gândurile lui. Să se lase cel rău de calea lui și omul nelegiuit să se lase de gândurile lui, să se întoarcă la Domnul care va avea milă de el, la Dumnezeul nostru care nu obosește iertând. Să se lase, să renunțe. Zice Apostolul Pavel că atunci când este vorba despre păcat, vine păcatul la noi și așa cu o ață de papiotă, începe să dea în jurul nostru. A, o ață de papiotă, oricând o rup. Și mai vine și zice că păcatul ne înfășoară lesne. Ușor, ușor. Dar pe măsură ce vine și azi și mâine și peste o oră și peste două și o săptămână și două și o lună și două și un an și doi, ajungem atât de strânși încât în momentul când vrem să scăpăm, nu se mai poate. Adesea ne jucăm cu păcatele, socotim că ne putem lăsa de ele oricând dorim noi. Unul dintre păcatele cele mai ușoare pe care noi le purtăm este țigara. Un păcat pe care îl duci între două degete. Păcat așa de ușor, două degete îl ții. Un păcat îl ții între două degete. Paharul, cu trei degete. Pșt. Ne jucăm așa de mult cu lucrurile acestea. Până când suntem înfășurați. Și pe când vrem să scăpăm, nu se mai poate. Există în această lume câteva categorii de oameni. Prima categorie. Sunt cei care se joacă cu păcatul, sunt chiar la început, se joacă cu păcatul și zic, când vreau mă las. Am copilărit și chiar am făcut liceu cu un văr de al meu, mai mic decât mine, care zicea mereu și mereu, mă las de țigări când vreau eu. Și ajungea la stradă, tatălui lucra pe autobuz, mergea, lua bani din autobuz, se ducea la țigări, și cumpăra țigări, fuma una, două și bă, am zis că mă las. Le mototolea și le arunca. Gata, mă las. A doua zi când venea, stătea undeva pe o uliță și când venea la stradă, din nou cu țigara. Ai zis că te lași aseară. Nu mă pot lăsa. Dar gata, mă las. Îl rupea și pe ăsta, l-arunca și următoarea zi din nou cu țigara. Nu se putea lăsa. Un lucru atât de simplu. Există un timp când ne jucăm cu păcatul și este posibil că dacă suntem foarte la început să ne putem lăsa. Indiferent ce păcat este. Te joci cu el, îl faci, îl practici, după care atunci când vrei te lași de el pentru că ești la început. Voința încă nu este atât de puternic slăbită. Este o a doua etapă. Te-ai jucat așa de mult cu păcatul până când păcatul a pus stăpânire pe tine. Realizezi că păcatul te stăpânește, realizezi că păcatul te-a legat, vrei să scapi, dar nu poți. Aici se află cea mai mare parte a lumii în care noi trăim.
S-au jucat cu păcatul, a făcut încă o dată, 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 că nu știe, că nu-l vede, că nu l-a văzut, că nu l-a prins. Se joacă cu păcatul până când îl prinde. În momentul în care este prins, omul realizează că este prins, ar vrea să scape, dar nu poate. Este a doua etapă în care cea mai mare parte a lumii aici se află. I-au prins și nu mai pot să scape. Pentru oamenii aceștia există speranță. Uitați ce zice, mi-am venit acum în minte să vă citesc un verset despre asta. În cartea lui Isaia, Isaia la capitolul 24, uitați ce spune Biblia. Isaia, imediat vă zic ce verset este. Isaia la capitolul 49, versetul 24, zice așa. Se poate lua prada celui puternic? Cel puternic este diavolul. Te-a prins. Ești ca o pradă prinsă. Se poate lua prada celui puternic și poate să scape cel prins din prinsoare? Poate? Răspunsul. Da, zice Domnul, prada celui puternic va fi luată și cel prins de asupitor va scăpa, căci eu voi lupta împotriva vrăjmașilor tăi și voi scăpa pe fiii tăi. Deci, poți să mai scapi când ești prins? Mesajul este da, doar dacă vrei. Primul pas este atunci când te joci cu păcatul și încă te poți lăsa de el cu ajutorul lui Dumnezeu pentru că nu ți-ai slăbit voința. Al doilea moment este când te-ai jucat așa de mult cu păcatul încât vrei să scapi, dar nu mai poți. Numai Dumnezeu te mai poate scăpa. Doar El și atât. Punct. A treia etapă este momentul în care te-ai jucat atât de mult cu păcatul, l-ai păcătuit atât de mult încât nici nu mai poți să te lași, dar nici nu mai vrei. Este exact ce spunea Domnul Iisus Hristos când am citit din Matei capitolul 23. Ierusalime, Ierusalime, de câte ori am vrut să strâng găina, de câte ori am vrut să vă strâng cum strânge găina puii sub aripi și n-ați vrut. Nu mai vrei. Ai ajuns în etapa când nu mai vrei. La etapa când nu mai vrei să scapi. Se ajunge la păcatul împotriva Duhului Sfânt, care nu mai poate să fie iertat. Când nu mai vrei să te lași de păcat. Iubești atât de mult păcatul că nu te vei despărți niciodată de el. Este extrem de important. Să se lase cel rău de calea lui. De ce? Pentru că este un ajutor puternic în Dumnezeu, care în această seară se apropie de tine și spune, n-ai mers prea departe, dacă vrei, eu te pot ajuta. Dacă vrei, vei scăpa. Vreau să vă spun în această seară, dragii mei, că sunt oameni care au păcate ascunse în viața lor, despre care soția nu știe nimic. Sunt oameni care au păcate în viața lor despre care soțul nu știe nimic. Sunt oameni care au păcate în viața lor despre care copiii nu știu nimic sau părinții nu știu nimic. Va veni o zi a judecății când tot ce am făcut noi în întuneric se va arăta. Va veni o zi când Dumnezeu va scoate totul la socoteală. Însă nu din motivul acela trebuie să te pocăiești, ci trebuie să te întorci la Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu te-a iubit. Te-a creat și te-a răscumpărat. De aceea noi suntem de două ori lui Dumnezeu, prin creație și prin răscumpărare. Să ne întoarcem la Dumnezeu, să ne lăsăm de calea noastră cea rea, să se lase omul legiuit de gândurile lui, gândurile. Vedeți? Omul atunci când ia în calcul să păcătuiască, mai întâi vine în minte un gând. Gândul într-o zi, te-ai gândit. Gândul într-o zi devine faptă. Atenție! Gândul devine faptă. Fapta repetată devine obicei. Obiceiul format azi și mâine și poimâine și continuăm cu aceeași viață, obiceiul devine caracter. Faptă, gând, faptă, obicei, caracter. Caracterul nostru ne duce către un destin deja stabilit. De aceea e foarte important ce gândim. Să se lase de gândurile lui, să se întoarcă la Domnul, care va avea milă de el, la Dumnezeul nostru care nu obosește iertând. Îți spune Satana că ai mers prea departe? Nu l-asculta. Îți spune că ai păcătuit prea mult? Nu l-asculta. Dumnezeu este gata să primească la el pe oricine. Dumnezeu abia așteaptă. Știți de ce era Hristos cu brațele întinse pe cruce? Pentru că vrea să oprească pe oricine vrea să meargă la moarte. Așa faci când vrei să oprești pe cineva. Îți deschizi mâine să nu se ducă mai departe, să-l oprești. Asta făcea Domnul Hristos pe cruce. Îi oprea pe toți cei care vreau să meargă mai departe, spre pierzare. Zice Biblia în Evanghelia după Ioan, 1 Ioan 3:1,
Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl, să ne numim copii ai lui Dumnezeu și suntem. Vedeți ce dragoste ne-a arătat. Domnul Dumnezeu ne pregătește în împărăția sa, zice în Evanghelia după Ioan, capitolul 14, să nu vi se tulbure inima, eu mă duc să vă pregătesc un loc, pentru că acolo unde sunt eu să fiți și voi. Domnul s-a dus să ne pregătească locuri, Domnul s-a dus să ne pregătească hainele albe în care să intrăm în împărăția lui Dumnezeu îmbrăcate în ele. Domnul s-a dus să ne pregătească locaș în împărăția slavei. Domnul Iisus Hristos va deschide porțile împărăției ca să putem intra la mântuire. Ce ne oprește? Vreau să vă spun, dragii mei, în această seară, că cei mai mulți oameni care vor întoarce spatele lui Dumnezeu, i-a reținut cel puțin un păcat. Ceea ce ne face să pierdem cerul este doar iubirea față de păcat. Am ajuns să iubim ceva mai mult decât pe Dumnezeu. Ce scuze. Am ajuns să iubim ceva mai mult decât pe Dumnezeu. Un obicei, o patimă, un păcat ascuns, o plăcere, lucruri care ne despart, stau între noi și Dumnezeu și noi încă nu le dăm la o parte. Zice în cartea lui Isaia că păcatele noastre pun un zid de despărțire între noi și Dumnezeu. Punem cărămidă după cărămidă, cărămidă după cărămidă, până când nu-L mai auzim și nu mai vedem pe Dumnezeu. Păcatele noastre pun un zid de despărțire. Dar vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl. Să ne numim copii ai lui Dumnezeu. Ne-a creat și ne-a răscumpărat prin jertfa Domnului Hristos. În Proverbe, este ultimul verset, Proverbe 23 cu versetul 26, Biblia zice, sunt cuvintele personale ale Domnului Hristos. Fiule, dă-mi inima ta. Fiule, dă-mi inima ta. Și să găsească plăcere ochii tăi în căile mele. Fiule, dă-mi inima ta. V-ați întrebat vreodată de ce ne cere Dumnezeu inima? De ce nu vrea mâinile noastre? De ce nu vrea picioarele noastre? De ce nu vrea ochii noștri? De ce nu vrea urechile noastre? De ce vrea neapărat inima? De ce nu ne cere ficatul? De ce nu ne cere rinichii? De ce vrea inima? Cel mai lung drum pe care un om trebuie să-l facă și drumul acesta cel mai adesea îl fac oamenii când vin la evanghelizare. Cel mai lung drum e anevoios, e plin de ceață, e greu de făcut. Este drumul dintre inimă și minte. Mintea spune, este adevărat ce auzi. Dar inima zice, nu poți să lași ceea ce iubești. Cel mai greu drum se parcurge în acești 50 de centimetri între inimă și minte. Ai vrea să faci. Mintea spune că este adevărat, că este cuvântul lui Dumnezeu și că trebuie să te duci la mântuire. Nu poți să refuzi o jertfă așa de minunată. Dar inima este lipită de lumea aceasta. Vreau să vă citesc un verset interesant care este lipit de acesta. Din cartea Isaia, în cartea lui Isaia, la capitolul 29, cu versetul 13, Domnul zice așa. Când se apropie de mine poporul acesta, când se apropie de mine poporul acesta, mă cinstește cu gura și cu buzele, dar inima lui este departe de mine. Și frica pe care o are de mine nu este decât o învățătură de datină omenească. Poporul acesta când se apropie de mine, cu gura vorbește dulce de tot, cu buzele laudă pe Dumnezeu, dar inima este departe de tot. De aceea Domnul zice, fiule, dă-mi inima ta. Este posibil să venim aici să ascultăm cuvântul vieții? Este posibil să cântăm? Este posibil să predicăm? Este posibil să ne rugăm, dar inima noastră să fie în altă parte. Fiule, ce cuvinte alese folosește Domnul? Ar putea să zică ca lui Iuda, prietene, sau străinule, sau călătorule, sau omule. De el zice, fiule, îți amintește că el e tatăl tău. Fiule, ai rătăcit destul. Ai rătăcit ca fiul risipitor. Au trecut ani peste tine, poate ai îmbătrânit, poate te simți singur, poate te simți părăsit, poate te simți obosit, poate te apropii de apusul vieții, poate ți-e teamă de moarte. Fiule, dă-mi inima ta, dă-mi-o mie. Da, Doamne, dar este murdară, dă-o încoace. Da, Doamne, dar este păcătoasă, dă-o încoace. Da, Doamne, dar am acolo în ea, nu contează, facem curățenie împreună.
Fiule, dă-mi inima ta și să găsească de acum înainte plăcere ochii tăi în căile mele. Știți unde vor găsi plăcere ochii noștri? În fiecare zi privim ceva. În fiecare zi ascultăm ceva. În fiecare zi vorbim ceva. Haideți să luăm cuvântul lui Dumnezeu. Să-l punem mereu sub ochii noștri. Hai să-l citim. Hai să-l studiem. Hai să-l aprofundăm. Hai să ne apropiem de Dumnezeu. Hai să lăsăm pe El să ne schimbe viața. Vreau să închei spunându-vă. Vă amintiți când a coborât Moise de pe munte? Când a stat cu Dumnezeu 40 de zile și 40 de nopți? Când Moise a coborât de pe munte în tabără? A venit poporul El și a zis, dar noi nu ne putem uita la tine. Pune-și ceva pe față, că nu ne putem uita la tine. Fața lui Moise strălucea. Radia ca neonul acesta la care nu te poți uita. Nu te puteai uita la fața lui. De ce? Stătuse în prezența lui Dumnezeu. Oamenii care stau în prezența Bibliei, oamenii care citesc, oamenii care se roagă, oamenii care cântă, oamenii care petrec mult timp cu Dumnezeu, încep să radieze, devin mai senini, sunt mai fericiți, sunt plini de speranță, iar în fața morții sunt plini de curaj. Oamenii aceștia, într-o zi, ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Și-au curățat inima zi după zi și-au ajuns într-o zi să intre în Împărăția Cerurilor. Din toată inima vă doresc să aveți parte de Împărăția Cerurilor. Eu îmi doresc din toată inima ca hinchiriș să fie mântuit. Domnul să ne ajute să continuăm să venim în prezența Lui, să lăsăm să ne schimbe, să ne transforme și într-o zi să ne mântuiască.